Salut! În episodul de astăzi vreau să vorbim un pic despre schimbarea învelopelor de iarnă, adică ce am învățat eu din experiența proprie și cam când ar trebui cu adevărat schimbate învelopele de vară cu cele de iarnă. De ce am ales tema videoclipului de astăzi să fie asta cu schimbatul învelopelor? Pentru că suntem în data de 15 noiembrie. De obicei la data asta pe muntele ăla era multă zăpadă. Deocamdată nu este zăpadă, iar afară peste zi e destul de cald. Deci sunt 12 grade Celsius. Și cu toții știm când trebuiesc schimbate anvelopele, cele de vară cu cele de iarnă, din punct de vedere legal. Legea nu prevede o anumită dată limită, cum se tot vehiculează pe internet sau, nu știu, la radio șanță, adică nu trebuie instalate pe mașină începând cu o dată, să zicem 1 noiembrie și așa mai departe. Ci anvelopele de iarnă trebuie montate pe mașină atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Cu alte cuvinte, dacă nu știu, cade un ninsoare, tu ești la magazin și nu ningea când ai intrat în magazin, când ieși din magazin să mergi acasă, cade ninsoare, iar tu ai anvelope de vară, te oprește un echipaj de poliție, poate să te amendeze. Asta e ceea ce prevede legea. Totuși, când trebuie cu adevărat aceste anvelope schimbate? Și lăsăm la o parte ceea ce spune legea. Când trebuie schimbate? Când anvelopele de vară nu mai sunt sigure? Unii experți zic că atunci când temperatura de afară scade în mod constant sub 7 grade, anvelopele de vară nu-și mai fac treaba. Evident, eu nu sunt expert sub nicio formă, însă vă spun ceea ce am sesizat eu în de lungul anilor. Am permis de conducere de aproape 18 ani și na, în 18 ani am trecut peste multe ierni și peste multe veri, peste multe schimbări de anotimp. Și am ajuns la concluzia că cel mai bine e să schimbi anvelopele atunci când nopțile încep să fie constant reci. Deci la mine în zonă asta a cam început cu mai bine de o lună în urmă. Deci de peste o lună noaptea sunt valori apropiate de îngheți, cam de vreo 2 săptămâni noaptea îngheață în fiecare noapte, deși afară e absolut superb, este soare, e soarele pe cer, peste zi sunt chiar și 15 grade, totuși noaptea îngheață. Și tu o să spui, bine, cu ce mă afectează pe mine, că oricum peste zi nu îngheață, nu este zăpadă, nu este polei. Da, dar totuși, dimineața la ora 8, de exemplu, azi dimineața la ora 8 erau minus 3 grade aici. Adică când toată lumea merge la lucru, sunt minus 3 grade, iar tu când mergi la lucru, s-ar putea să găsești pe jos polei sau gheață. Chiar dacă peste zi e totul frumos, e totul curat și e cald. Dimineața când mergi la lucru și seara când te întorci, iară, sunt seara la ora 6, sunt în jur de 4 grade, s-ar putea să găsești carosabilul cu polei. Și o să zici, păi de unde polei? Nu plouă, nu sunt intemperii, nu nimic. Poate fi o scurgere de apă de undeva, dintr-un șanț care e blocat, se scurge apa, se acoperă carosabilul cu o poșghiță subțire de gheață, tu nu o vezi și aia te poate costa viața. Am pățit-o în urmă cu câțiva ani, mergeam pe stradă, era octombrie, afară erau vreo 3 grade și într-o curbă mai umbroasă am simțit că mașina mea fuge, practic am derapat, am avut noroc că nu veneau mașini din sens opus și că am reușit să mă redresez, altfel poate sfârșeam într-un capăt de pod. Dar cel mai bine când începe să scadă temperatura, iar afară sunt temperaturi modeste, e bine să mergi să schimbi anvelopele de vară, pentru că pur și simplu se rigidizează și nu își mai fac
treaba la frig, ceea ce le face să fie mai puțin aderente, mai puțin eficiente și le mărește substanțial distanța de frânare. Plus că anvelopele de vară sunt pur și simplu absolut ineficiente pe zăpadă, pe gheață, pe polei, nici n-are rost să mai zic. Deci cam asta e situația. Cum vine frigul, eu le schimb. Deși în anii trecuți le-am schimbat cam după 15 noiembrie, anul ăsta am reușit să le schimb înainte. Ne vedem data viitoare!